Fugarul Ilanșor și echipa sa de avocați vor acționa în judecată compania Meta. Anunțul a fost făcut pe pagina de telegram a deputatului Marina Tauber. Se întâmplă după ce compania Meta a blocat paginile de Facebook ale lui Ilanșor, Bașcanului Evgenia Guțul, pagina lui Alexei Lungu și cea Marinei Tauber. Aceștia au fost identificați drept persoane periculoase, a explicat compania care controlează rețelele Facebook și Instagram. Fugarul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudă bancară, a anunțat că pregătește prin avocații săi o cerere de chemare în judecată împotriva Meta pentru închiderea mai multor conturi de Facebook și Instagram. Principalele platforme social media sunt controlate de câteva companii private, permițându-le să refuze accesul unor categorii întregi de cetățeni de fiecare dată când doresc, în cele din urmă le oferim oportunitatea să ne distrugă instituțiile și libertățile garantate de Constituție. Procesul nostru urmărește apărarea dreptului fundamental al fiecărui individ de liberă exprimare. A fost blocată și pagina de Facebook a blocului politic creat de Ilan Jor la Moscova, Victorie Pobeda. Și această structură a venit cu o reacție pe pagina de telegram a Marinei Tauber. Ne vom opune oricăror încercări de a controla libertatea de exprimare și vom continua să apărăm drepturile cetățenilor noștri la alegeri libere și corecte. Compania Meta a precizat pentru ziarul de gardă că paginile lui Ilan Shor, Marinei Tauber, Evgenie Guțul și pagina lui Alexei Lungu au fost atribuite la categoria organizată și persoane periculoase. Conform site-ului transparency.meta.com, politica companiei privind organizațiile și persoanele periculoase stipulează că Meta nu permite prezența pe rețelele de socializare a organizațiilor sau a persoanelor care declară o misiune violentă sau care sunt implicate în acte de violență. Evaluăm aceste entități pe baza comportamentului lor atât online cât și offline, punctează regulamentul. Raportul Meta arată că aproximativ 20.000 de conturi au urmărit una sau mai multe dintre paginile care acum au ajuns să fie blocate.